Cu prilejul aniversării a 55-a, pictorul Andrei Mudrea și-a invitat prietenii, colegii, cunoștințele, admiratorii la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde a fost vernisată expoziția sa personală. Ea poartă genericul Clipe de Lumină și reunește lucrări executate în ultimii 2 ani. Spune-mi, te rog, Andrei Mudrea, cum a fost anul 2008 pentru tine? Văd că foarte multe lucrări sunt realizate în 2008 și 2009. Ai muncit așa, fără oprire, fără non-stop. Eu, de fapt, lucrul acesta îl fac de o viață, fiindcă așa mizode. Eu sunt și taur și cal. Toate împreună și uite, mă ajut așa să nu stau nici o clipă liber, lucrez cu atât mai mult că știam că mă așteaptă această expoziție, care mare, mic, este un jubileu și am vrut să adun cât mai multe lucrări, să fac expoziția cât mai interesantă și m-am gândit să adun cât mai multe clipe de lumină ca să am ce dărui oamenilor. Nu e o retrospectivă, sunt lucrări, majoritatea lor, noi. Da, absolut ai dreptate. Este un ciclu de lucrări noi. Am încercat să vin cu ceva proaspăt, ceva neobișnuit, neașteptat, fiindcă socot că aceasta este datoria fiecărui artist să încerci, cel puțin, să aducă ceva nou, fiindcă dacă nu face lucrul acesta, ori el nu este artist, ori nu își face datorie de artist. Jubileu, ce fel de jubileu e? Păi am îngrămădit eu 55 de primăveri și sper în capetat să mă grămădim, dacă vrea Domnul. Și cu ocazia asta am hotărât să facem o primăvară pentru toată lumea, așa, să duc fiecare cu un strop de lumină în suflet și am să fiu bucuros dacă o să fie de folos acest strop de lumină. Felicitări și pentru aniversarea ta și pentru aceste clipe de lumină. Cât de greu sau mai simplu a fost să fii diferit, pentru că ciclul se numește cu un singur titlu, dar trebuie să fii foarte diferit în fiecare tablou. Da, a fost o problemă, dar a fost și un proces foarte interesant de creație, fiindcă tot timpul încercai să găsești ceva nou, adică am dat frâul total fanteziei și aceasta m-a salvat, fiindcă în fiecare lucrare apare altceva. Este parcă același univers, dar din alt unghi de privire tot timpul apar alte imagini, alte stări și lucrul acesta este, cred că, interesant pentru spectator. Și ai și seria Metamorfoze. Da, da, în genere este reprezentat mai multe serii de lucrări, deci eu lucrez în cicluri, am adunat mai multe cicluri care le-am încercat să le unesc prin această denumire clipe de lumină. Suntem impresionați, șocați plăcut și de grupul mare de obiecte. Tu le numești artă obiect. Sunt un fel de sculpturi și vine firesc întrebarea dacă este o preocupare nouă a ta, descoperită mai recent, pentru că noi te știm tradițional drept pictor, maestru al culorilor și acum văd că ești maestru al formelor. Mulțumesc! Deci, povestea aceasta vine tot din dorința aceea de a aduce ceva nou. Și dacă ținem cont că artistul trebuie să fie artist oriunde nu s-ar afla și să facă o minune sau o operă de artă din orice iar cădea în mână, atunci am pornit la simplu motiv, chiar un cui găsit în mijlocul drumului, să încerci să-i dai o altă viață, să faci ceva și îmi pare că unele lucrări am reușit. Ca exemplu pot să vă spun despre Golgota, care este într-adevăr făcut dintr-un singur cui, dar care te atinge și care se memorizează. Sper că așa lucrări o să mai întâlniți în expoziții. Mai sunt cuiele, cele de la gitară, de la lucrarea metalică. Deci aici am lucrări așa care ai putea și să lăcrămezi, sau de râs, sau de plâns. Da, metalica e cu simțul umorului realizată. Da, este cu puțin umor, fiindcă m-am gândit că să nu fiu într-o poză așa chiar prea serioasă, chiar prea grav, să fim într-o atmosferă de creație, să putem și ne bucura și întrista în același timp, fiindcă așa este viața și așa este frumos.
Ești un fan al muzicii metal? Eu, în general, sunt un fan al muzicii și tot ce este frumos. Încă nu cânt la gitară, am încercat vreo două ori și bunul meu prieten Iuri Sador m-a sfătuit că mai bine nu trebuie și eu am încredere în el. Așa că m-am oprit deodată la pictură, sculptură, grafică și tot ce îmi trimite Domnul în cap să fac fără niciun fel de încătușare. Ai o lucrare consacrată lui Zamolxe cu o suliță foarte ascuțită. Unde ai găsit-o? Da, aceasta este un obiect foarte original, foarte vechi și undeva a fost găsit pe meleagurile, plaiurile astea ale noastre străvechi, care încerc să amintesc că avem rădăcini adânci. Da, deci... Deci este o colecție, cineva, eu am fost cumpărată de la cineva și face parte din colecția mea personală și am încercat să, într-un fel să cad posibilitatea să o aduc în fața publicului pentru a aminti că avem rădăcini adânci, frumoase și pline de demnitate. Și Diogenie, unde ai găsit fundul acela de butoi? Diogenie mi-a trimis pe poștă, deci lumnarea. Ca amintire, fiind prieten vechi, cu Diogenie, da, deci o moștenez la el. Și când ai de gând să te muți într-un butoi și te pornești pe mare? Eu, de fapt, cam toată viața trăiesc într-un butoi, seamănă să fie cu pulbere, spre deosebire de al Diogenie, dar ceea ce îmi pare bine că nu doresc mai mult nimic decât să am culori, să-mi dea Dumnezeu sănătate, și fantezie. Și la și se pot bucura oamenii. Și la sculptură o să rămâi, o să continui? Cred că da, fiindcă este un domeniu care nu este străin artei plastice și sunt lucruri foarte curioase, este un alt domeniu, deci care se completează și chiar se ajută unul pe altul. Unde le păstrezi? Oriunde, pornind cu subsolul și terminând cu podul casei. Bun, e o expoziție foarte bogată, ai foarte multe lucrări, felicitări și la mai mare. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că sunteți alături și încercați să duceți și dumneavoastră aceste clipi de lumină la publicul larg care este atât de setos de ele. Vă mulțumesc!